Bună ziua, bine v-am regăsit la o nouă ediție a podcastului EVZ TV. Invitatul de astăzi, un alt prieten de-al meu, că eu numai prieten știu să chem, o somitate. O să înceapă să protesteze acum. Noi nu mai știm câte doctorate are, câte facultăți a terminat. Omul a plecat din presă odată cu noi toți în 90, dar probabil că s-a prins primul, așa că presa asta e vânare de vânt. S-a apucat de carte, predă. E vorba de colegul meu și prietenul meu, Florian Bichir, poreclit cu dragoste în momentul în care a terminat facultatea de teologie. L-am poreclit noi, prietenii din presă, cu toată dragostea. Padre, salut, padre, mersi frumos. Mulțumesc mult de invitație, da. Că ți-ai rupt din timpul tău. Complicat, predai, muncești, da. Alergi în toate părțile. Plec la Alba Iulia, la Congresul Istoricilor. O să vă salut, da, de acolo. Bravo. Național Istoricilor, președintele Academiei Aurel Pop. Ne vedem de treabă, muncim. Da, bravo, bravo, padre. Am mai povestit, dar o povestesc de fiecare dată cu plăcere, deși mi-e prieten de 30 de ani. Am încercat și eu odată o pilă la el, pentru fata unei prietene care este studentă. L-am spus, bă, padre, uite, fata așa, așa, ai lăsat-o pe toamnă. Da, Mirele, cum să nu, dacă mai sună, cum să nu te serve? Să înveți și ia examenul. Da, da. Ai fost mortal, ai fost. Da, okay, și mi se pare foarte, foarte corect. Padre, da. M-am gândit să stăm astăzi de vorbă despre părintele Arsenie Boca. Un personaj controversat, dar foarte interesant în opinia mea, nu controversat obiectiv, cum că viața sa ar fi avut mai multe aspecte și că unele sunt intră în coliziune cu altele. Controversat de niște unii. Da. În pregătirea emisiunii noastre, mi-a dat un prieten, nu știu dacă vrea să se știe că el mi-a dat, studiu document asupra sfințeniei vieții cuviosului părintelui nostru, Arsenie, de la Sâmbăta de Sus și Prislop. Documentul este întocmit de o Comisia Metropolitană de Canonizare. Da, l-am. Președinte înalt prea sfințitul părinte Laurențiu, arhiepiscopul, da, Sibiului și mitropolitul Ardealului, preasfințitul părinte Gurie și, mă rog, Ardevei, da, preasfințitul părinte Danil, membrii, preot, academician, profesor universitar, doctor Mircea Păcuraru. Dumnezeu să-l odihnească. A s-a prăpădit vremnicul, da, Gurie, episcop Gurie Ardevei, au trecut la cele veșnici. Document, un studiu serios, un document pe care și-l asumă o serie, nu-i citesc pe toți, să mă ierte, o serie de oameni cei mai în măsură să se pronunțe cu privire la aspectele din viața cuviosului părinte, aspecte care l-ar face apt, ca să mă exprim în limbaj cazon, apt pentru canonizare. Da. Cunosc documentul și mă bucur că te-ai documentat cum faci de fiecare dată. E un document asumat și de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Aceasta e o comisie de canonizare. Sfântul Sinod are comisie de canonizare. Și mie mi-a plăcut documentul, trebuie să spun așa, și cu un pic de orgoliu, pentru că dacă l-ai citit până la sfârșit, o să vezi că spune că nu se iau în considerare în aceste studii decât cărțile scrise de părintele Arsenie Boca și cele trei cărți ale mele. Cele cărțile tale. Da. Ai scris trei cărți. Da. Te-am rugat frumos să cari vreo 10 kg, da, să le aduci, să le arătăm, da, dacă oamenilor. Nu dintr-o fie, dar no, să înțeleagă că am invitat pe cineva care știe ce vorbește. Deci, primul 4 ani din viață mi-am dedicat. Și n-a mai studiat nimeni atât, n-a mai scris nimeni atât. Fără față modestie. Deci, 4 ani din viață, primul volum a apărut în 2013, da? Al doilea volum, pentru că a fost o muncă titanică, am avut și o echipă bună, 2014, anul următor, da? Și volumul 3, care l-am scos cu întârziere, a fost și mai greu, în 2016. Deci, vorbim iată de 3, să se vadă așa că sunt de 3 volume, și o să vă spun cum am ajuns la tipărirea lor. Și undeva mă bucur că, iată, vine vorba de ele. Nu le-am făcut publicitate, nu m-a interesat, volumele s-au vândut. Am ajuns printr-o împrejurare fericită din viața mea, secretar de stat la CNSAS, la Arhivele Securității. Și începuse fenomenul ăsta, care văd că interesează pe toată lumea, inclusiv pe toți creștinii, ca pe mine sau ca pe tine, bocomania. Domne, Sfântul, o groază de tipărituri de-astea
Sfântul Ardealului, că era yoghin, că toți îl cunoșteau deja, cum zbura el peste păduri. Domnul a început o bucumanie de asta cu tricouri, Sfântul Arsenie Boc ajută și la ficat și la cap, o nebunie întreagă. Și având și studii... Exagerări inerente. Da, da. Da, având și... I-a spus patriarhul Ardeal asta la bucumanie. Și... Având și studii teologice, am și eu un doctorat acolo, deși nu cred că sunt vreun mare teolog. Teolog a fost Stănilaia Folsaț, știi, vorba lui Vadim, Dumnezeu nu are nevoie de doctor că nu-i bolnav. M-a apucat să cercetez în arhivele securității absolut tot ce a contabilizat securitatea, dar și serviciile de informații, că o să vorbim despre asta, despre viața Părintele Arsenie Boc. Și am descoperit în plus față de alți cercetători, asta e unicat, încă două dosare care erau cotate cu Boca scris cu capa. Pe el chemându-l Zodian Boca. Deci am luat integralitate. Tot ce... Și împreună sub pronia, așa să spunem, a mitropolitului Ardealului, în al preasfințitul Laurențius Streza, un mare profesor și un mare ierarh, urmașul pe bunea lui Șaguna și a prietenului meu, părintele Constantin Necula, împreună cu, nu zic bunul meu prieten, pentru că prietenii nu sunt buni sau răi, asta spun numai niște agramați, prietenul meu, Romain Petrașciu și Raluca Toderel, am publicat aceste opisuri de documente făcute profesionist, cu note de subsol, cu cine a întocmit raportul. Deci am dat și numele, am făcut mari și profesori de securitate. Am spus, document întocmit de o muncă titanică, aceste opusuri de documente, ca să terminăm o dată cu toată paranoia asta. Că păi uite că, n-am terminat. Toate diseminările. Și ca să vă spun ce este, primul document care apare în dosarul lui Arsenie Boca e din 1943. Deci nu era cum niște la putere, era mareșalul... Din vremea siguranței, din vremea mareșalului. SSI-ului, da, da. Al lui Eugen Cristescu. Da, da. Eugen Cristescu inocula mareșalului teama de legionar că o să-l asasineze. Uh-huh. Și cum România era în război, Transilvania de Nord, da, Nord-Vest fusese luată de către unghiuri, lângă graniță, la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, să strânge 100.000 de oameni... Pe acolo, da. Deci... Organele de informații românești, domnule, se strâng 100.000 acolo, e ceva neregulă, poate să fie legionari, poate să fie provocare maghiară. Ia să cercetăm ce cu băiatul ăsta. Și în 43, deci gândiți-vă că omul ăsta, Sfântul, eu cred că va fi canonizat Sfânt, Arsenie Boca, a fost urmărit din 43 până în 89. Câți ani sunt? 46 de ani. De organe de practic sună toată, bine, nu? Practic toată viața de adult. Da, păi nu, că ați avut un invitat ciudat care zice că n-a avut nimic de pătimit. O să vorbim și de închisori și a pătimit, dar omul nu cunoaște. Ei bine, și în primul raport al SSI se duc să-l verifice dacă e legionar. Vă dați seama, legionar era un pușcărie, s-a trimis Antonescu pe front. Da, era un pușcărie, băgați în pușcărie de Antonescu după rebeliune. După rebeliune. Asta ca să înțeleagă cei care se uită. Și rezoluția SSI, după ce l-au controlat profesioniști, că erau totuși niște profesioniști. Erau meseriași. Da. Meseriași nu erau aia care avea generația următoare cu NKVD. Au spus, domnule, nu e legionar, e doar un mistic. Arsenie, părintele stareț de la Sâmbăta de Sus, mănăstirea lui Brâncoveanu, îi face și o scrisoare lui mareșalul Antonescu și spune, ca să nu există dubii, rog jandarmeria să pună un post fix în mănăstiri. Ați mai auzit așa ceva? Nu. 43? Da. Vin după aia comuniștii și fii mistic, știi, ștampilele. Ți-a scris un prost ceva în dosar, așa mor cu aia de gât. Și a rămas că e legionar. Deci mistic n-avea cum să fie decât legionar. El ne aparține în mișcări legionar. E drept că în calitatea sa de stareț, mai ascundea din ei, dar nu-i întreba, ești legionar, ești cutărică. Ascundea prigoniții. Prigoniții. Da. E una din regulile de bază ale creștinismului. Că într-o mănăstire, trei zile îi dai de mâncare, îi asigur cazarea, tot, după trei zile trebuie să muncească. Nu-l întreb nimic. Spre rușinea mea, nu știu cum se numește la ortodox, și la catolic se numește drept de sanctuar. Da. La ortodox și o speție de trei zile care... O speție de trei zile, nu-l întreb nimic. Păi ai prindea organele de astea și zicea, de ce fugeai? Că era legionar. Și eu ce? A, deci te-a ascuns părintele Arsenie Boca. Și a început această nebunie care până în ziua de astăzi funcționează. A, doamne, e regulă, dar totuși a fost un pic legionar. N-a avut nicio legătură. Era un preot, termenul teologic e îmbunătățit, excepțional, dar n-a făcut politică niciodată. Bun. Deci din 43, ca să nu avem dubii, este urmărit părintele Arsenie Boca. Ăsta era și sentimentul meu, fără să mă bazez pe atâta documente. Vă spun și nota, dacă vreți să încetați. Nu e nevoie. Nu e nevoie. Da. N-am niciun motiv. Dar eu pot vorbi... Da, exact, știu. Mai bine mă întrebați voastră ce vi se pare... N-am niciun motiv să... Dom'le, uite ce mă interesează foarte mult. Cum îți explici tu, padre... Da.
deșanțarea cu care este atacat. Nu de mulți, e adevărat. Am urmărit podcastul pe care l-ai făcut și m-a cam deranjat. E normal, e vorba de o vanitate, o spun de-a dreptul, nu cred că e atâta ocultă la mijloc sau ceva. E o vanitate a unor oameni care au fost contemporani cu el. Deci, unul dintre cei mai înfocați Dumnezeu să-l odihnească adversar a canonizării a fost vrenicul de pomenire în al preasfințitul mitropolit Pimen, care a fost contemporan cu Arsenie Boca. Mulți oameni care l-au cunoscut trăiesc. Mulți din ei sunt în monahism. Și există... Gelozie? Gelozie, trăiesc. Mulți din ei sunt în monahism. Și există... Gelozie? Gelozie. Păcat, uite, mă, pe ăla care l-a cunoscut să-l facă sfânt din... Da, ăla care strănuta. Ăla care strănuta, ăla care, uite, după ce că l-au scos din biserică, umbla în costum și mai chinuit, a mâncat varză și pe mine nu mă faci. Alții care au avut legături cu securitatea și probabil gusturile ultimul, răzbunarea securității. N-ați văzut că îl înjură și în ziua de astăzi? Dar știți ce e formidabil? Că în 2019 Sfântul Sinod a dat o hotărâre, o decizie, pentru că era o presiune privind canonizarea părintelui Arsenie Boca și a spus: vă rugăm, dragi credincioși, aveți răbdare, nu-l hiperbolizați pe părinte, da? Dar nici nu-l ponegriți. Văd că există unii care ponegresc în continuare. Da? Și o să vă destăinu ceva dacă tu m-ați invitat. În momentul în care n-a plăsit pime și încă câțiva sunt în viața noastră, le dau numele, s-au ridicat în Sfântul Sinod și nu, doamne, cine curvarul ăla de Arsenie Boca? Da, ajungem și la asta, da. Un blan sacur cu tărică, cu tărică. În al preasfințitului... Păi în ce trebuia să umble? El nu mai era exclus din mănăstire. În ce trebuia să umble? În geacă de blugi? În ce trebuia? Din 59 există o hotărâre, un tomus la presiunea organelor securității, a fost dezbrăcat de haine monahale. Da. N-a fost caterisit. Nu. Dar n-avea dreptul, dar n-avea dreptul să poarte haine, ras, haine, reverend. Da, ras, da. Și atunci, normal, că umblă în ce vrei. În ce să umble? În sacou. În blană de lup, ca Sfântul Ioan Botezător, în picioare goale, nu știu. Și când s-a ridicat problema asta în Sfântul Sinod, m-a sunat în apresincitul mitropolii Laurențiu Stezea și zice: Floriane, te rog eu, uite, avem problema asta, că s-a ridicat în altul pime și alții în Sinod. Și a zis: nu, domne, că ăsta a fost căsătorit, cum să canonizăm un călugăr care a fost căsătorit? A luat din nou tot materialul arhivistic și nu mi-a scăpat, credeți-mă, niciun document. Și s-a dovedit că e o minciună. N-a fost niciodată căsătorit. Și a scăzut că e o scăpare de documentare, că a fost căsătorit. Da, ei, uite, n-a fost. O altă față. Dar vedeți ce strâmbe, a zis, cum ăla care a fost căsătorit, eu mă chinuiam, eu cu tărică unii dintre ei colaboratori ai securității, chiar și civil, da? Și ce uite, mă, să facă pe la Sfânt. A luat din nou. Au existat zvonuri de acest gen și am găsit și arhivele securității, pentru că fosta stareță, Zanfira, Justina, pe numele ei, Mirean, da, s-ar fi căsătorit cu... am căzutat și securitate. Și am revenit cu un raport și am demonstrat că asta e o mare prostie. Dar iată, da, zvonurile circulă. Chiar a fost securitatea a făcut niște filaje, niște a făcut filaje. De filaje și a consemnat faptul că între ei nu există nicio legătură lumească. Nicio legătură, l-au luat pentru că și pe vremea aia, cred că și acum te verifica în baza de date a Ministerului de Interne, au văzut unde avea buletinul, domiciliu, i-au pus filaj la domiciliu să vadă ce face cu maica. Exact. Adică, dom'le, și ei au vrut să probeze, pentru că era o bucurie enormă să arate, uite, un mistic, a revenit să surat, știi, pe nebunia bolșevică, știi, fără Dumnezeu. Uite, mă, și-a revenit biserica vie. S-a dumirit. S-a dumirit, uite, și-a luat și el femeie. Nu mai e mistic. A făcut un joc extrem de delicat, părinte Bucur. Știind că e și filat, și ca să-l mai lase în pace, el a jucat un rol de dandy de ăsta în lume. A zis, bă, nu m-aș dat afară, se ducea în drumeții, purta ochelari de soare, citea, făcea rebusuri. Ori lucrurile astea la niște oameni mai puțin spiritoase, să nu le zic să le așa cu Duhul, că e altceva, li se pare, cum să zic, aproape un atentat la cum să-l facă pe la Sfânt. Când el a avut o viață monahală excepțională și o călugărie albă. Și a făcut călugărie care este cea mai grea. În lume, mijlocul călugăria albă. Vezi că e o vorbă că nu tu știi care se îmbracă negru ajung în rai? Exact. Da? Și nu tu știi. Exact. E mult mai... În mijlocul ispitelor. Și de aici Babilon. Am și scris în al treilea volum chestiunea asta, fără să dau numele în altului Pimen, și am desfințat și această, să spunem, mică teorie. Și s-a rămas la nivelul că Sfântul Sinod așteaptă, pentru că biserica lucrează cu veșnicia, știți că e o vorbă, doamne, nu ne grăbim, ca să nu le dea dracu de noi, mai așteptăm.
Dar cum, el... cum? Ca să nu râdă dracu de noi? Da, da. Păi te apuci, faci repede înainte unul sfânt și după aia descoperi că cine știe ce făcut ăla. Bă, nu mai e sfânt, îl scoate, mă ștergem. Aici nu merge în calendar, în sinaxar, să-i pui, să-i... Avem timp, nu ne grăbim, știi? Era aia cu catedrala de la Barcelona, când ai zis, când o termin. Păi zice, Dumnezeu nu se grăbește, stai mai încet, mai... Da. Deci biserica nu se grăbește, evlavie populară are, deja e considerat, ceea ce e unul din punctele forte ale dosarului de canonizare, minuni are. Care, deci, sunt, care sunt criteriile, padre? În primul și în primul rând există, aș putea scrie și un, s-a scris, un manual de cum se canonizează, da? Una e evlavia populară, lumea să-l creadă sfânt. Dacă nu-l crede popor degeaba, nu poți să-l dai cu popor drept credincios, nu poți să-l zici, domne, de mâine, bași vă zic eu, să-l bași pe gât, într-un termen mai neacademic, că o să ne înjure ăsta, vezi, doamne, că n-am făcut liturghie aici. Una, a doua, săvârșirea de minuni. Dacă n-ai făcut minuni, n-ai cum să fii sfânt. Și e plină Patriarhia Română de dovezi. Deci dovezi reale și chiar cu probe medicale, oameni aduși în ultima fază de cancer, care după ce au ajuns la mormânt, după ce s-au rugat, deci probe medicale, nu vorbim aici pe o babă surdă că a doua zi a lovit-o calul și a fost mai bine. Adică chiar probe medicale. Viața frumoasă într-un Hristos, iată, se demonstrează 4-6 de ani urmărit, schingiuit, o să vorbim dacă vreți și de perioadele de arestare, și una care nu e sine vanon, să aibă moaște. Pentru că avem de-a lungul istoriei creștinism, oameni care au pierit în naufragii, în incendii, nu înseamnă că dacă n-ai moaște, nu poți să fii sfânt. Deci este și asta totuși o condiție. Locul care îl are, e făcător de minuni, sunt condițiile astea care sunt îndeplinite. Dar biserica, încă o dată vă zic eu, cu înțelepciunea ei, pentru că iată, mai apar niște băieți de ăștia, de altfel unii din ei onorabil, dar turnător pe la securitate, îngrozitor, să-și dea cu părerea asupra sfințeniei unui om sau nu. Nici n-au citit, nici n-au studiat, păi de ani de zile se chinuie sinodul. Și vă mai dau două exemple ca să vedeți că nu se grăbesc. Datorită apartenenței la masonerie, Tudor Vladimirescu n-a fost canonizat. Biserica Ortodoxă Română nu are stilul ăsta rusesc, îi punem în calendar numai așa pe zonă naționalistă. Da, da. Horia Cloșca și Crișan, iarăși tot pentru masonerie, că au apartenențe la masonerie. Bașca, că Horia Cloșca și Crișan, cu scuze de rigoare, câte patriot sunt, mai știi că sunt un naționalist. Nu știu ce viață creștină au avut, că am mai luat în furci pe unii. Adică e mai complicat. Nu acum mai facem pe toți, că, înțelegi? Biserica Ortodoxă are regulile ei. Foarte bine masonii stabilite. Masonii au fost blestemați, nu? De... E un tomus al Patriarhului de până 1938, că sunt afurisiți și nu îi vreau făcut preoți. Da, e caduc chestiunea, da. Are o încărcătură, da. Unii, nu e ca în Biserica Catolică, nu sunt două bule care sunt în vigoare și acum. Stinge, și acolo s-a mai... Stinge lumânarea, s-o pune invers și ți-o stinge de podea. Da. Lupta a fost mai mare a franc-masonerii cu Biserica Catolică, da. Unii sunt sensibili la astfel de argumente și atunci s-a evitat ca să... E o listă întreagă, l-avem, nu știu dacă ți-mi minte, că erai și tu în presă 90 și a fost un mare vâlvă cu părintele Lăcătuș. Sigur. Bun, are moaște, face minuni, dar lumea așteaptă, nu s-a grăbit. Deci biserica nu se grăbește. De ce se grăbește? E evlavie populară, lumea se duce, se roagă. Pe mine m-a deranjat excesele, tricouri cu boca, a apărut boca într-un copac. Da, minunisme de astea care... Bun, acum, padre... Îndepărtează totuși... De ce să îndepărteze? În toată lumea e fenomenul ăsta, nu știu, se duc catolicii la Fatima... Fatima mergea cu... Și a adus nevastă-mea niște cănuțe de acolo cu... Știți, dar nu, nici nu știu dacă e bine sau dacă e rău. E bine să nu se dezvoltă astfel de curente, că am mai văzut pe România, are frunză o carte cu false și miracole și în perioada intermedică, că l-am avut pe Petrache Lupu. L-am avut pe Petrache Lupu. Taică-mă Dumnezeu să-l odihnească. Știe foarte multe lucruri despre fenomenul ăsta, pentru că... Da, m-a gravit. Da. Era lângă comuna noastră, de unde suntem noi, și l-a dus bunica mea. Au mers în pelerinaj la Petrache Lupu. Și mă rog, această amintire din copilărie a lui taică mi l-a făcut să fie atent în timp și să se intereseze, să afle. Și aflase el de la niște camarazi de-ai lui, ofițer mai bătrân, care apucaseră și... L-au dus și pe front. L-au dus și pe front, exact. În al doilea război mondial l-au dus pe front, care în al doilea l-a folosit. Despre asta este vorba. Da. De fapt, el a fost inventat. Cam așa. El a fost inventat pentru ce? Am de regimul Carol al doilea. Exact.
Vine împărat, am vorbit cu doamne. Exact. Un mijloc de propagandă, să-i spun. Un gen de propagandă pentru coeziunea poporului, pentru îmbărbătarea ostașilor. Erau și vremuri... O speranță, oamenii corect. Să aibă o speranță. Dar nu-i cazul Părintele Boc. De ce el e emblematic și atacat, dragă Mirel? Îmi permis să spun așa. Pentru că e simbolul perioadei României întunecate sub comunism. Anii 50, 60, 70, da. Da, 80. E exact simbolul persecuției bisericii ortodoxe sub prigoana asta. Cel mai mare mistic al României, nu știu dacă știi, dar ești un băiat foarte citit și știi că te admir, el aduce din Grecia Filocalia și dă prietenul său Stăniloae și spune, bă, tu ești cu condeiul cu asta. Ia pune mâna și publică-le. Sub catedra lui Nichifor Crainic, care era profesorul la teologie. Deci, domnule, nu e un troglodit pe care Babel îl văd, deci știa teologie pe pâine. Deci el descoperă Filocalia și o aduce din la Muntele Athos, unde a și stat o perioadă, o aduce în România și o pune în circulație. Face primul grup, dacă vei, de mistică ortodoxă la Sâmbăta de Sud, o reînviorare a monahismului românesc, e considerat, și eu îl consider unul dintre cei mai mari mistici. Păi ce-a făcut comuniștii când au venit? Nu erau un pelerinaj al credincioșilor, al creștinilor, al ortodoxilor și al intelectualilor? Al intelectualilor la Sâmbăta de Sud. La ce a atras, e continuator de grupul care a avut legătură cu el, mistic, Rugu aprins de la timp. Adică, domnule, vorbim de ceva fabulos peste mințile noastre. Nu într-un glodic care era văzător cu Duhul, cum se spune. Te vedea și spunea din prima, domne, vezi că ai păcat, ți-ai bătut nevastă, ai pus să-ți facă avort, nu discut cu tine. Da. Foarte radical din punctul ăsta de vedere. Dar e un fenomen în sine asemenea. Și așterge chestiunea asta. Revin o secundă. Când au venit comuniștii la putere, știți ce au făcut bisericii? Au fost toți înțelepți. N-au desfințat-o ca în Albania. Dar au desfințat misticism. Au zis, domnule, dacă vă place teatrul ăsta, regia, dar fără mistică. Mm-hmm. Nu cu suflet. Așa, vă plimbați. Singura catedră înființată după 90, pentru că aia au distrusesele comuniștii, a fost mistică. A zis, mistica nu. În rest că voi credeți cu doamne, poate a fost și bolșevic, cum a părut că era egalitară. Deci nu e adevărat, dar mistica i-a ucis. Da, că primul creștin a fost mântuitorul. Da, mistica, pentru că era... Primul comunist. Da, nu primul creștin. Dar mistica i-a distrus. Și cine era vârful de lanț? Arsenie Boca, care avea ucenici în toată țara. Și intră în prigoana asta nesfârșit. Și apar niște lătrăi, unii dintre ei, colaboratori al securității. Da, sifoane. Sifoane ordinare, n-are rost să discutăm. Tu ai venit și cu dosarele, ai la tine dosarele câtorva. Da. Las, ține-le acolo. Îmi fac păcate. Manu, ia arată tu un pic plicul ăla. Da, am hotărât înainte de emisiune, lasă-mă, dăin, Doamne, iartă-mă. Îl mânjim, vorbim de un subiect prea sensibil, exact. La Arsenie Boca, ca să mânjim cu unii, că le-a și chitanțele, acum le-ar fi rușit niște... Da, făceau bani mulți. Da, dar și m-a prostit scris. S-au prins și ea că vând gogoși. Apar acum și la fel vând gogoși. Bun, nu vreau să... Padre, de ăștia nu mă mir. Eu m-am mirat un pic de oamenii bisericii. E orgoliu. N-au putut să... E un orgoliu, domnule, uman, toți avem orgoliu noi. Nu cumva e mai mult decât o chestie mai norocită decât orgoliu. Adică. Nu poate să-l ierte pentru faptul că el n-a colaborat. Și mulți dintre ei și asta e una. Au colaborat, adică au fost oameni ai securității, nu că au colaborat. Ce am spus înainte? Una e faptul ăsta al colaborării cu securitatea. Ia uite mă, este ăsta albă ca zăpada, când a trăit cu noi, ne știm, ne cutărică și numai el face sfânt și noi, adică am fost mai fraieri, că am dat cezarului ceea cezarului. Și a doua, orgoliu. Da. Dincolo de culpabilizarea, să spună unul la care a semnat sau nu a semnat, da? Da. Și spune, cine e domnule ăsta? Lasă domnule, că n-avem noi treabă. Ăsta s-a și distrat, a fost și gagicar. Noi am rezistat. Și era și băiat frumos. Da, da. Chica a mai sunat un pic cu securitate. Și până spune, mă, orgoliu, eu trebuie, de ce ăla și nu eu? Da. Cum era săracul? Dumnezeu să o dinească, nu vreau să-l judec. A fost un om bun, zic nu, eu. Nu, domnule, nu judecăm. Pime. Da. Și zice, acum ăla, pe călugăr și eu m-am chinuit să salvez Purna, a trebuit să mai fac compromisul, să vorbesc cu Elena Ceaușescu, cu Ceaușescu, am semnat și cu securitatea. Și prăpăditul ăla, curvarul ăla, să-l facă ăștia sfânt, niciodată, se ridică ținul, zicea, niciodată, la bătân cu barba albă, așa, fabuloasă, era fermecat. Era impresionant, da. Cea curvarul ăla, niciodată, ăsta mai e sinod, sinodic hărși, și pleca, mă suna în altul mitropolit, bă, fărea, mai uite-te odată că dă-n debelea, n-a fost ăla, n-a fost părintele astea de voc. Verifică, mă. Bă, mai verific odată, le mănânc pe pâine, deci nu, am mai trimis și ei separat, ce-o fi zis, nu, gata, că... Minte bichir. Da, minte bichir, hai să le mai luăm odată. Cu probe, cu tot. Nu s-a dovedit. Și a doua, aici era să existe o mică neconcordanță, nu se ridicase Tomusul Eparhiei Aradului, care îl dezbrăcase.
oricum îl făceai sfânt și rămâsea ăla valabil. Și, da, a trebuit să-i dea un tonus, că, domne, da, chiar după moarte s-a ridicat și s-a dus la comisie din care adică a redevenit călugăr post-mortem. El a și fost înmormântat în haine monahale, spre disperarea unuia care așa l-a văzut doar în sacouri. Probabil că era mai mișto decât ale lui și avea succes și dezbrăcat, da? A fost îmbrăcat la rugămintea lui testamentară, au venit frații de la Sâmbăta. De la Sâmbăta și l-au mormântat la Prislup, unde a fost stareț în haine monahale, a fost dorința lui. Deci e clar că a fost atașat de biserică și a rămas erou monah. Și avea, Bașca, că el avea tot dreptul. Până să se retragă, până să se retragă în 84 definitiv la Sinaia, a vizitat și patriarhia și cam toate mănăstirile. Și acolo la trapeză cu frații, unde erau mai puține microfoane, sau știa și el mai ferit într-un alt mediu. Oricum a fost securitate, nu era problemă, dar nu vorbea în piața publică, că iar îl aresta. Tot ce l-ascultau și îl iubeau pentru școala monahală călugărească pe care a reînviorat. E unul din mari stâlpi ai credinței ortodoxe, ai bisericii noastre, așa, sub prigoana comunistă. Da. Al denigra, cum spune Sfântul Sinod. Măcar tași din gură. De unde știe el după urechi, după asta, că părerea lui e, dar cine e el să vorbească când e venerat ca Sfântul Ardealului, domnule? Da. De lume. Chiar distrugem și fără nicio probă, pe urechelnițe de asta, că a auzit el, că a făcut... Când iată, eu m-am dus și am muncit împreună, vă spun, cu o echipă, nu de capul meu, da? 4 ani de viață, n-am vrut să mă mândesc cu asta, că eu zic că sunt un om destul de smerit, și acum a apărut din nou cu... Și am fost și invitat. Nu le-am făcut reclamă, n-am avut treabă. Foarte rău. Le-am dat la cercetare. Foarte rău ai făcut. Păi, dar vorbește viața părintele, minunile părintelui. Arsenie Vorca vorbește. Nu trebuie să-l apăr eu. Îl apără... Da, și Iisus, un argument, ăsta e un argument de neatacat, adorația. Uite, vă mai spun ceva, publicul. Ca să vedeți, da, publică. În momentul în care poporul hotărăște deja că e sfânt, nici mai plăcea să mă pe patul de moarte, una dintre cele mai mari minuri pe care le-a făcut și pe care a nebunit securitatea, știți care e? Nu. În 1950, că tot zicea unul că, vezi, oameni, n-a fost chinuit, el a avut prima arestare în 46, da? A avut vreo 6 arestări. În 1950 s-a încadrat în colonie de muncă, deci nu pușcărie, am unitate de muncă la Canal Dunării Marea Neagră. În 1950, da? 50-51. Și în perioada asta trece la cele veșnice, mă enervează ăștia că zice că a trecut în neființă. Doamne, Dumnezeu. Poate el cu măsa trece în neființă, sau pleacă, așa se pulverizează, trece la cele veșnice. În neființă a trecut Stalin, da. Lenin, mă rog, alții. Doamne, dar limba română e bogată, poți să spui, a trecut de-a dreapta tatălui în biserica de măritoare. Sigur, trecut la cele veșnice. Da, așa, bun. A trecut la cele veșnice, în timp ce era arestat și în colonie de muncă la Canalul Dunării Mare, mama părintele Arsenie Boc. Securitatea, care era omniprezentă, a primit la poartă din comuna lui Natală, din județul Hunedoara, de la 4 sau 5, le-am aici, n-ar vrea să mai caut, 4-5 țărani, care au declarat sub semnătură că la mormântare a participat și părintele Arsenie Boca, care se afla la sute de kilometri. Da. Ei bine, din 1950 până în 1989, când trece la cele veșnice, la 79 de ani, 28 noiembrie, semi-paralizat la Sinaia, n-a înțeles securitatea cum a făcut miracolul ăsta. Să fie și la canal, că l-a verificat. Bă, n-a evadat. E aici? Da. Și cum a fost prezent și la mormântarea... La mormântarea maicăsii, da. Deci din 89 minus 50, cât fac? 39 de ani. 39 de ani, asta se ducea tot să fie de securitate, dincolo de ce obiective aveau. Bă, mai zi-ne pe aia cu mama ta. Cum ai făcut? Că noi nu înțelegem. Ai dat cu praf de ninja, ai dispărut. Cum e ca să facem și noi? Și uitați-vă, zic acum. Săraci de ei. Notă informativă 193, predată 4 iulie 89, da? Cu câteva luni înainte de a muri, da? Informator tâmplarul Ion consemnează cum a evadat de la Canal Durerii Mare, a povestit că mama de la Prislop, de la... Dă-ne până în 89. Asta e măcina. Nu, dar nu e o minune pe care nici securitatea nu poate să-și o explice și o roade din 50 până în 89. Da, da. Mă, cum ai făcut? Da, e formidabil episodul ăsta. Mi l-ai mai povestit tu odată la... Da, da, e consemnat. Da. Ori, aveai și tu reguli de muncă, de informații, dar și de partii. Nu puteai să scrii printr-un miracol pe care nu l-ai explicat. Te dădea șeful afară. Am stabilit prin mijloace. Printr-un miracol? Printr-un miracol, deși am pus aparatură tehnică, alea și alea, a fugit de acolo. Domnule, a nebunit, deci probează documentele securității. Da. Că nici ei n-au înțeles că minunea ce e.
Un fenomen care nu putem să-l explicăm. Nici ei n-au înțeles până la urmă. Un fenomen care nu poate fi explicat prin mijloace materialiste, dialectice. Da. Asta e cauzalitatea de asta, mecanicistă. Da. Metafizica explică. Da. Mă rog. Și a dat și declarații. Știu că s-a spus despre mine că am evadat, dar nu e adevărat. Cum nu e? Am mai luat odată pe țăranie. Da. Bă, de ce mințiți? Bă, erați băieți la mormântare. Nu, domne, l-am văzut noi, că a stat lângă noi. Am vorbit cu el. I-a luat pe aia de la canal. Domne, sigur, așa, tura, cine a fost la păzit pe deținutul, bă. Băi, deci, încă o dată repede, din 50 până în 1989. Și apare un mascalțone de ăsta că purta sacou și strică mie podcastul, că știți că eu vă urmăresc. Băi, mai sare și mie nervii, știi că... Că e și un proverb rusesc, nu-mi place, dar o să-l spun, că pomul prost, dacă nu-l bați, să-ți faci un păcat. Apar și de ăștia care n-au citit nimica și... Uitați-le aici, am pozele astea care apar, sunt luate din dosarul de securitate, le-am publicat și eu, făcea drumeții. Da, se ducea la munte. Adică ce vedeți, da, ceva anti-ortodox munte, sau da, cum trebuie să fie, cu sac în cap, cu picioarele goale, ca apostolii, nu înțeleg. Da, încerc să înțeleg. E vorba de trufie, de gelozie, de... N-are cum. Și probabil că... Ieși în preas la noastră și ne consideră toți cei mai buni ziariști. Cum ăla, mă, și ăla nu? Da, da, da. Peste tot este un orgoliu și lumea mă înhală. Da, ia uite, îl face pe boca asta. Unde mă l-am văzut, era un prăpădit, tu plași cu o gagică după el. Da. Să nu spui tu mie că nu. Uite, nici securitatea nu știi care l-a filat. Doamne, iartă-mă, asta pe el. Păi uite, și tu. Da. Și aici ați cu por mic. Da, da? Uite, unde camera se vadă? Cu por mic. Securitatea ar fi avut tot interesul să-l denigreze. Dacă și securitatea îți rapoarte... S-a dus la evidența populației, domne, să-l caute, să caute actul de căsătorie, că el era denigrat și atunci și de atunci. Să spunem, generația asta din care a făcut parte și în altul Pimen, era intoxicată, părintele Boc, a luat-o razna, s-a însurat, l-am văzut prin București la cinema, pe ce era să facă, stea în cușcă, că nu i-a dat casă. Da, el după ce e dezbrăcat în 59 de Arad, pentru că ținea de Hunedoara și zona asta, prijlopului ținea de eparhia asta, tot pronie divine și tot biserica, care e divin umană, cum zice Mitropolitul Streza, frumos spus, îl salvează. Îl angajează pictor bisericii civil. Da, ajungeam și pentru, acolo. Pentru că murea de foame. Da, 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 da. Hai să fim serioși. Și s-a dovedit. Eliberat. Era un pictor de geniu. L-au acuzat unii, nu toată lumea înghite, nu doar pe părintele Arsenie Boca, și pictura lui. Eu nu sunt specialist în pictură. Unii au vorbit de ezoterism, de pictura asta mai... ciudat așa. Sunt sigur că tu ai văzut toate. Le-am văzut, dar nu pot să zic că sunt bun și în pictură bisericească. Nu, stai un pic, acum nu din perspectivă estetică te întreb. Dar există o simbolistică dintre asta, așa cum se spune, ezoterică? Eu n-am văzut nimic ezoteric, dar vin alții și văd acum ezoterimi. Nu, au găsit pe acolo fel de fel de chestii, că a pictat turnurile gemene arzând, că a pictat... Mirele, dacă la câți nebuni sunt, n-am ce să spun. E triunghiul divin cu ochiul pe toate bisericii ortodoxe. Păi, e pentru sigur. Și se duc unii și-l pozează, zice, uite, masoni. Dom'le, nebuni peste tot, acum și în simbolistică, poți să găsești orice. N-am avut așa mare... Și nu specialist în pictură bisericească. Deci, sunt niște canoane acum. Pe ce picturi am văzut eu prin țară... Mai făceam presă, am văzut ca domnul îmbrăcat în școlăriță, cu ghiozdan în spate, cu ceas la mână, șarpele care era mai mare decât pomul, adică ceva. Bin Laden e pictat biserica de la... Stați așa, domnul profesor, să faceți mișto? Cum adică maica domnului îmbrăcat în școlăriță cu ghiozdan în spinare? Da. Pentru că sunt și unii preoți mai supărați pe viață și n-au bani și vine câte un pictor cu cocoșa și face. Bin Laden e pictat în biserica de la Timișoara aia militară, într-un avion, turnul gemene. E Gorbaciov pictat, e Iliescu, asta știu, sub formă de drac. Da, avem Oprește planeta, vreau să mă dau jos, l-au schimbat după aia. Dar avem tradiția asta. De exemplu, primul patriarh al României, Miron Cristea, îl disprețuia pe Naionescu. Și pentru că Naionescu, unde îl prindeai, cam dădea la joale, că spunea că e cam păcălit. Și avea scule, cam... vorba lui. Da, și, avea, și era și un tip de ștept. Vorba lui Țuțea, avea așa, scule Naionescu. S-a apucat să picteze catedrala patriarhală. Și a pictat și părinții. Înțelegi? Miron Cristea. Și a aflat Naionescu, care l-a încundeat în cuvântul, care era un cotidian creștin ortodox, Eliade, de generația aia mare. Și l-a făcut praf. Și l-a pictat pe tactul în biserica, în catedrala, și pe maică ta sub formă. Le-a pus chipul sub forma unor sfinți. Da. Se mai practica. Băi, și de supărare Miron Cristea, să te duci să vezi acolo, chiar la intrare la patriarhie, că nu se terminase toată,
în ceata la judecata de apoi cu da. Roșu, l-a tras la picta până Ionescu. Ionescu, da, da, da. A zis, da? E, las că te puși pe tine. Da. Deci avem da. Mici scăpări, ca să nu zic demențe, și în zona picturii. Nu specialist acum. Da, 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 da. Să zic, da. Băi, ezoteric, era școală de ezoterie, cum au apărut niște prostii. El era un om, că, o să, eu zic că e sfânt, dar, mă rog, dar avea și partea lui de umanitate, cu școala monahală puternică, cu misticism puternic de la Muntele Atos, venit în România, unde revigorează mișcarea asta, că și în perioada interbelică cam scăzuse. Băgam prapori și preoți peste tot, dar misticismul, știi, nu prea... Nu-l văd eu a fi pe zona asta ezoterică. I-au contestat picturile, nu vedeți? Apar ăștia, i-au luat măsura de la pantofi, i-au numărat gagicile, i-au... Orice, nu. Padre, dracu, ce să facă? Să-i de acord? Așa e, sigur. Nu? Să stea da, degeaba. Da, da, nu stă. Zic, nu, e o teorie superbă, că da. Zice pomul prostul strânge dracu de gât și nu-ți dă seama. Pe unii strâng sacul la creier. Da, da. Da. Ce-a făcut părintele Arsenie Boca până să se călugărească? El a fost foarte bun pictor, a făcut bele arte, a făcut arte clasice, da, da. Bele arte, cum se numea pe vremea aia, foarte bun pictor și în paralel s-a înscris și la teologie la Sibiu, o școală fabuloasă, a marelui Șaguna, Ernu, fratul nostru din Transilvania, era și lider politic și tot, o școală foarte bună, și după ce a făcut un stagiu la Sfântul Munte Athos, la Prodromu, s-a întors în România și a fost... călugărit, hirotonit, pus tare la Sâmbăta de Sus, reconstruită de Mitropolitul Plămădeală, dar făcută de Marele Brâncoveanu, domn creștin, și după aia la prizlop spunea Petre... Și bine, anchetării, arestării. Spunea Petre Țuțea, întrebat de cineva la un moment dat credința, cum vine credința în om, spunea că vine pe două căi. Patriarhia numită Politul Străz. Dar n-are nimic, las. Spunea că credința în om vine pe două căi, odată pe calea tradiției. Te-a dus măta mare la liturghie de când aveai 3 ani. Asta. Te-a învățat, te-a închinat, te-a învățat Tatăl nostru, așa. Și pe calea revelației a povestit vreodată faptică, da. Da, a povestit vreodată Arsenie Boca cum a devenit, cum a început să creadă? Părinții lui erau despărțiți. Și mama lui era o persoană foarte apropiată de biserică, foarte religioasă și de tânăr l-a luat și a frecventat biserica. Dar după aia n-a povestit. A avut, cum să spun, minunea asta, explozia asta de a-L găsi pe Hristos în sufletul lui. Dar nu a fost foarte explicit. Nu era, cum să zic, era un foarte bun vorbitor, dar nu era gargarage. Ce spunea, făcea, și foarte limitat, dar excepțional. Nu. A avut un succes extraordinar. E greu acum... să strângi lumea, văd chiar și lideri poliți s-au puterică de a strângea 100.000 la Sâmbăta și la Prislop. Și ce acum? Păi cu clopotul, că vine ei. Da. Dar era o mine, deci venea și îl vedea de la 10 metri, nu mă aștepta. Du-te acasă că ai pus-o pe nevastă ta să facă avort. Vezi că ai făcut un păcat. Băi, plecau aia... N-ai, de unde succesul ăsta extraordinar? Că nu îl dădea nimic, nu oferea nimic, nu era vreun fachir, adică, da, nu era vreun mare orator de săleșină lumea în mod asta. Dom'le, om adevărat al lui Hristos, sigur părinte da, îmbunătățit. Da, răspundea, sigur că da, că aici Marx are dreptate. Era genul de personalitate care răspundea cu adevăr și da, cu adevărat unei necesități. Da. Unei necesități. Știa populare. Și văzut, asta i s-a reproșat cam tot timpul, că nu înțelegea lumea de unde avea puterea asta magică, văzător cu Duh. Știa ce se va întâmpla. Da. Păi și da. Asta a debusulat lumea. De ce spunea, du-te că o să... Da. Știu, cunosc. Și-a prevestit moartea. Da, a spus da, că va fi loc de pelerinaj la Prislop. Sunt atâtea mărturii incredibile. Deci eu ce am aici vreo 2000 de pagini e puțin loc. Și rămâna o mască, pentru că oamenii ăștia nu sunt ca noi. Cu viața asta. Nu putem fi toți ca el. Asta e viața. Nu.
Am eu o vorbă mai așa slăbuță, noi academică. Bă, toți jucăm fotbal, dar nu jucăm, da. Ajungem la Real Madrid. Da, doar, nu... doar pe unii pune Dumnezeu degetul. Dumnezeu, știu eu, da. Care e pronia divină. Da, da, da. Și eu sunt convins, de-aia nici nu m-am mândit cu cărțile astea, că n-am de ce, că ei sunt și ce odată ce-i respectat de popor, n-am nicio grijă că va veni și decizia Sfântului Simon. Când va veni, sper să prind și în viața asta decizia. Are biserica regulă, de exemplu, s-a anunțat că în 2024-2026 va fi canonizat și Dumitru Stăniloae. Mă aștept să-l ia și pe părintele Stăniloae la bețe, ăștia, adică nu, n-ai, mai urmează alte categorii. Pentru că noi am avut deficitul ăsta datorită cumințeniei poporului ăsta. Și vreau să vă spun ceva. Până în 1956, dacă mă înșel memoria, n-am avut un sfânt trecut în calendar. Noi n-am avut practica asta, bă, să canonizăm de-ai noștri. Și râdeau în perioada interior că au suferit mari oameni, Vulcănescu, că bă, suntem un popor fără sfinți, deci suntem niște păgâni, niște nenorociți. Râdeau grecii de noi, rușii, bă, vă n-ați generat niciun sfânt. Ei, și în plin comunism, biserica cu înțelepciunea ei, a făcut primii sfinți români. Da. Sfânta Filoftea de la Argeș. De atunci, am zis, până atunci era ca niște tarazi, parcă nu îndrăzneam, parcă în cer nu urcă și român, sau nu avem și noi modele de sfințenii. Deși am avut mari... Uite, mari teolog excepțional. Mari mărturisitori am avut, da. Uite, da, de știu, Stăniloae, da, ia spulbera, domnule. Dar de unde? Și vin oligofrenii ăștia, care nici nu știu cum îl cheamă pe Stăniloae, îi spun O-A-I-E, e O-A-E. Bun, da. Nu știu cum îl cheamă, ce mare, mare. Și zic, bă, ce a scris? Ce citi? O personalitate uriașă, trebuia să-l promovăm, să... Bă, cum să zic, ca biserică, și uite că face bine și patriarhia și face și patriarhul bine, l-a trecut pe lista de canonizare. Ce pot să zic omul ăsta care a murit 4 copii, a trecut și el prin temnițe, a fost și el arestat, schengeit, și a muncit o viață întreagă la filocărie, un geniu al teologiei. O să-l ia și pe el, că n-avea reverenta, nu știu cum, sau știu. Dumnezeu, astea sunt niște... Mă, stăm cam nenorociți. Băi, eu nu-s de acord cu stilul rusesc, unde-i trec pe toți. În calendar, care li se pare că e mai mare, l-a făcut și pe Nicolae al II-lea, ultimul țar, l-au canonizat și pe ăla și pe toată familia, ca martir, așa, al credinței, deși numai l-au venit bolșevici. Dar nici să nu spui că nu trebuie să canonizați Sfinți Români, că noi n-avem, adică poporul ăsta nu poate genera. L-au venit bolșevici, Dumnezeu să-l odihnească, dar... N-a fost un mărturisitor. Și vă mai zic ceva, cu toată prețuirea, vă dați seama că eu zic că sunt un creștin ortodox moderat, nu sunt fanatic, nu sunt. A căzut cazul ăsta, părintele Arsenie Buca, și zic că a trebuit să mai aștepte un pic. Și exact, dar biserica și-a făcut datoria, a făcut un an întreg dedicat foștilor deținuți politici. A fost o presiune foarte mare, da, din toate zonele, pentru că el e numărul unu în ce privește simbolul, da, de deținuți politici, și atunci săreau în sus. Printre ei, aia începea, că au fost și legionari, că erau și mistici, că și aia dintre biserica Țuvârtești. Și aia, domnule, poate cu înțelepciune, că avem niște ierarhii extraordinari și patriarhul, n-are rău să vorbim, mai așteptăm că nu ne grăbim să se domolească lucrurile. Pentru că, iată, evlavia față de Sfântul Ardealului, încă o dată repede, cel mai mare mistic pe care l-a avut România, din punctul meu de vedere, nu vreau să mă asociez cu alții, Arsenie Boca, e considerat sfânt. Deci o decizie în foarte, fața lui Dumnezeu. E foarte interesant. E foarte interesant. Eu nu m-am gândit la lucrul ăsta. Că, deci, pe de o parte, biserica nu se grăbește, pentru că ea lucrează cu ea, lucrează cu eternitatea. O să treacă și valul ăsta, că toți erau legionari. Foarte interesantă chestia asta, că și dacă l-ar canoniza cu azi, mâine, păi mine ar fi un act formal. Pentru că el este deja... El e considerat sfânt. El este deja sfânt. Eu cum... Da, se trece, într-adevăr, ca urmare a unui decret, îi se face și un acatist, unde e cel mai bun înaltul Ioachim, un foarte bun scriitor de acatiste, de imnuri, de cutării, că se trece până o dată în care se trece în calendar, și după care ai voie să faci icoane cu el și să-i pui, efectiv... semnul de sfânt. Dar pentru evlavia populară el e sfânt. E un act... Cum să zic, nu caduxul, că tu ai termin de ăștia juridici, tu știi că ești bun la de-asta. Formal, sau formal, nu știu cum să... Nu-l ca conținut. A apăruse până în 2019, când s-a pus problema concret. De fapt, în 2016, Sinodul Înțelepciunea lui a luat act de comisia asta, deci uite de cât timp se lucrează, a apăruse. Păi de ce? Păi zice, hoțul de patriar vrea să ia moaștele, să le aducă la catedrală, să facă bani din moaștele lui, să zice catedrală. Deci de atunci au apărut tâmpenii, că îl dezgroapă. Că... Dom'le, dracu, nu doar pasta, niciodată. Pe asta nu știam. Da. Au ieșit aia, au făcut meeting la Deva, că le-a băgat cineva cap, că vine patriarcul să le ia moaștele, că să-l dezbașcă pe Boca. Și cu banii aia să facă catedra. Deci, dracu, și să rupă bilete. Da. Deci, dracu, nu doarme de mult.
Știi că Dumnezeu lucrează prin oameni, dar dracu, din păcate, tot prin ei. Deci de atunci e scandalul. Da, norocul cel mare că dracu periodic lucrează. Apare că tu pretind. Norocul cel mare că dracu lucrează pe în proști. Da, și oameni necitiți. Deci, exact. Deci da. Săracul Boca da, are de... Da. L-a scris unul Marea Britanie numele. Pe el îl chema Zodia în Boca, da? Dar el a scris firma Arsenie Boca, ăla e nume de călugărie, nu poți să-l faci, aparține bisericii. Da. De-aia călugării nici n-au averi, n-au ce moșii, n-au ce... Și dădea statul român în judecata sau aia, că numai el face ce tricouri cu Boca. Numai el face fotografii. A depus el marca. Da. Pentru să-i stai ce nebunie a generat părintele sărac cu Arsenie Boca. Și l-a spus, băi, rugați-vă la Hristos, nu mă las pe mine model, modelul nostru e Hristos. Da. Vedeți esența până la urmă. Știa că o să întâmple. Da, știa. 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 A și prevestit. Ca și părintele Calciu, și el a știut că o să, da, că o să fie un circ întreg după moartea. După... Da. Domnule, pe l-a prins pe unul, nu știu dacă e la curent, acum vreo 3 ani jumate, când era în foare bocumania asta, și toți știu cine a fost Boca, inclusiv de ăștia, tunători de ăștia la securitate, nemernici de ăștia, l-au prins pe unul noaptea, măicuțele de acolo, că a venit să-l dezgroape. Face bușcărie și acum. Deci un tâmpit, azi devine o lumea fanare la Boca, deci e ceva de valoare. L-au prins cu hârlețul dezgropat, deci fugea cu el. Tu crezi că oamenii ăștia sănătoși la cap? Nu, nu au cum să fie sănătoși. Păi da, păi nu, așa nu l-au furat, sigur, păstrând proporțiile, exemplu, din cu tot o altă zonă. Păi nu l-au furat unii pe Charlie Chaplin, l-au scos din psihiatrie. Hai, o să zici ceva care nu e foarte educativ așa, dar să zici că fenomenul ăsta s-a mai întâmplat la Iași. Avem moaștele Sfintei Paraschiva, care în 1919 au fost acoperite și cu geam și cu sticlă protejate, pentru că o credincioasă a venit și a mușcat-o de nas și a fugit cu nasul. Nu mai are nas, Sfânta Paraschiva. Nu știu. Deci ne, da. Am mușcat de nas, da. Nebuni, da, oameni nebuni. Domnule, nu înțelegi că vede că moaște, da, și fiecare ar vrea să ia din el acasă? Da, da, da. Lasă-mi și o părticică, fugă ăștia, da, și cu moaștele, da, acasă? Da. Adică să știi că demența e continuă. Aici Dumnezeu e ecumenic. Am pățit prostie la multă lume, pe generații. Eu tot spun. Ia când a cumpărat Vasile Lupu de la greci, de la Constantinopol, nu avea labele picioarelor. Nu ne-a dat o integrală. Dar nu este 19 un dezaxat că l-a prins poliție era și atunci, în 1919, s-a dus și... Dom'le, dai de nebun. Da, dai de nebun. Bulgarii, în primul război mondial, nu l-au luat pe Dimitri Vasarov de aici? Da, i-au prins nepții la Dunăre, treceau în Bulgaria. Fugeau cu el, da. Eu de-aia și spun că... Uite tricouri. E bariera... Trebuie să fii foarte atent în asta, la linia asta de demarcație între credință și delirul mistic. Delirul, da, mistic, da, este boală psihică. Și pe undeva gravă. La cât de mult iubesc eu biserica. N-a zis bine. Haide, să mai așteptăm un pic. Uite, stricor, zici, da, că da, e star, da, rock. Ba da. Pentru că există minunismul ăsta, în orice popor, ai zis bine, da, nu doar la noi. Da. Domne, sunt, da, ăla, zici că e farmacie, da, cum se ducea bunica mea, Machedoanca. Și zicea, dăm de la. Așa e și pentru unii. Zice, Sfântul ajută la căderea părului. Da. Ăla la boală, da. Că dacă au înțeles la doctor fără argis, ăla, nu te duci la Sfântul ăla mina, că ăla ajută mai mult decât ălalt. Da. Sunt flame de astea. Și atunci, ca să nici nu-ți mintești lumea, păi îți dai seama dacă hotărăște sinodul, da? Și patriarhul, să-l cazune, zice, păi îmi vine 100.000 cu tricouri de astea, adică e star rock, o să întrebe unde e să ne dea autografe. Nu mai bine mai stăm un pic? Că evlavia lui crește, lumea drept credincioasă. Domn profesor, nu e rău, da. Nu e rău. E bine că am avut, că biserica și neamul românesc a generat astfel de simboluri, exact, naționale cu care mă mândresc. Doamne, și sunt mândru. Mie mi-ar plăcea să-i văd pe puști purtând tricouri cu Arsenie Boca. Da, decât cu Iliescu, da. Decât cu Iliescu, decât cu Che Guevara, decât Așa asta cu Che Guevara. Decât când cu fulgere, când îl văd pe bolșevicul ăla care a omorât atâția oameni și zice, noi suntem, ce este îndeosebit, mai ia cu cap. Nu știe lumea, mă, umbla la Ponta. Radu Mazăre, tricouri cu el, berete ca ale lui. Berete roșie, ai văzut? Da. Cei că sunt ăștia a fost un Cambogia, cum îi cheamă? Khmerii roșii. Domnule, a fost un criminal sinistru, da. Domnule, deși pregătirea lui venea dintr-o familie. Da, dar uite bună, că au știut să-l vândă bine, revoluțional, bine, sempre. Da. Un criminal, domnule, un criminal sinistru, domnule, deși venea dintr-o familie bună, făcut o facultate de medicină, nu? Se presupune, da, că medicul de, era... Îmi cer scuze că nu vreau să supăr pe el. Lipsă de cultură. A împușcat oameni în ceafă cu mâna lui, domnule. El a fost directorul închisorii la Cabana, domnule, unde erau executați deținuții politici. Uite, am fost și eu în concediu acum, un pic. Și eu nu frevetez, că sunt în vârstă, dar
De bun. N-auză la imnul Partidului Comunist Italian în toate astea? El partigiano. Da. Pa, ciao, ciao. Da, și... eu plec. Plec de lângă tine, mă duc să mă sacrific. Da, domn profesor, dar are o linie melodică, că asta e propaganda, are o linie melodică seducătoare, domnule, ții minte. O ții minte. E și Che Guevara cu mutralul de revoluționar. Poza aia pe care i-a făcut-o cine? Corda, parcă a făcut poza aia. Da, ai văzut calestea roșie aici. Calestea roșie, sigur. Și poartă toți patricuri. O poartă poartă. Domnule, dar se făcea, era la modă când puștii mai rebeli în vremea lui Ceaușescu. Atunci azi ziceai că era... Printre toți criminali, el apărea cu față umană, ca să-l citesc pe președintele Iliescu. Și revenind, doamne, pe mine nu mă deranjează, domnule, și industria asta care se, industria asta care se dezvoltă. Repet, doamne, foarte bine să se ducă tinerii duminica la liturghie, îmbrăcați în tricouri cu Arsenie Boca, cu Arsenie, cu părintele Papacioc, care el spunea săracul Dumnezeu să-l odihnească. Da, la nici nu s-a pus săracul problemă în canonizare, că a fost prefect legionar. El a fost direct legionar. El spunea, băi, a spus o chestie care mi-a rămas așa de o chestie senzațională, mi-a rămas în minte. El s-a zis, băi, copii, mă tăcil, mă, credința nu e chin și încrâncenare, ci e armonie și seninătate. Dar e bucurie. E bucurie. E bucurie, exact, bucurați-vă. Da, Iisus Hristos, bucurați-vă. Eu spunea, nu-i deranjați pe cei din jur cu lucrarea voastră duhovnicească. Uite-te la tot să vezi că nu o să vezi durere pe chipul sfinților. Nu. Nu o suferință. Nu. Vezi bucurie. Bucurie. O transformare. Da. O iluminare, cu ceva. Nu se vezi. Da, nu se vezi de ăștia nervoși și crispați. De aia de beau oțet de dimineață, de cei. Le e ciudă că le-a mai dat Dumnezeu o zi. Nu vezi răutate, vezi o bunătate. Vezi o deschidere, o iertare totală, o dezlipire, dacă vrei. Mă rog. Și apar, da? Pe mine m-a cam supărat asta, nici n-am... Nu știu că m-ai sunat atunci când ați făcut bucata acolo. Eu m-am enervat. Dar eram în vacanță și... Dom'le, ne-am enervat amândoi tare de tot. Măi, dar cine ești, mă, tu? Ai trecut printr-o anchetă a securității? Bă, nu l-am contrazis, că nu-i chem pe oamenii în emisiuni ca să te apuci să-i contrazici și să le zici, bă, ia, ieși afară. Nu se face așa ceva. Mă rog. Dom'le, dar a rămas foarte surprins. Pe mine m-a interesat și de-aia te-am sunat imediat să întreb. Da. Păi eu vin cu probe, domnule, dar nu vorbesc. Ce cauză? Că asta a fost întrebarea mea. Bă, ce vor ăștia, mă, ce a apucat? Unul care a tunat la securitate poate să înțeleagă pe unul că îl face sfânt, că a fost de la hărțuit de securitate. Că e aproape culpabil și el. Nu? Da. Cum te simți în sufletul tău de victim, de criminal, de rahat? Și ce să zici? Că putea să acuri. Îți pui cenușa în cap. Taci măcar. Că-ți povedești public. Nu, măcar taci. Sau măcar taci. Dacă și asta ia de unul din marile personalități ale României, Renatu Streza. Care e o mare persoană. Iar la băgat vreo două mărlănii de... Mi-aduc aminte de anul 90. Erați în presă. Da. La tine era mai nu? Sau la Dreptate? Eu am început la Dreptate. La Dreptate. La Dreptatea, da. După aia am fost și la tine era Da. Dom'le, paleologul, Alexandru Paleolog a ieșit public și a spus, n-am rezistat presiunilor, în pușcărie, torturat, amenințat cu moartea, chinuit, am semnat. Adevărul că el semnase angajament de informator, dar nu turnase pe nimeni, nu făcuse rău nimănui ca alții. Da, la fel acum, ca să apăr și un pic biserica, dar biserica nu are nevoie să fie apărată. Tot în 90 a ieșit mitropolitul Nicolae, a banatul și a zis... Da. Am fost obligat și eu a recunoscut. Da. N-am fost eu în relație foarte bună cu un altul Nicolae. L-am padre, și, dovadă de caracter. L-am bușit eu de vreo două, trei ori și mi-a trimis și o scrisoare personală, pot să spun acum, la că am luat eu așa un pic mai tare. Avea mari calități în evenimentul zilei și mi-a trimis o scrisoare și m-am cam rușinat. Te-a rușinat, da. Că m-a trimis așa cu o bunătate. Bine și cu o mică ironie. Și vedeți că ați greșit că eu să am angajament nu cu securitatea, ci cu SSI-ul din 39. Adică nu. Și pormă cu mulțumiri, cu mași. Da. Și l-am lăsat în pace, că fiecare răspunde pentru faptele lui. Dar și el în 1990, Nicolae al Banatului a spus... Nu e o mare putere să spovedania publică? Ba da, e ce... Nu? Nu se practică în ortodoxie, a fost fenomenul ăsta de la Vladimirești și nu merge să spovedanie în public, stai lângă vecin. Și metaforic vorbind. Da, să afli... Recunoaște. Iartă-mă, Doamne, ca seara fur la vecina și bărbatul lângă sau... Adică tu știi să ce nepunire la spovedania publică, nu? Da. Da, în sensul metaforic, da. Domne, iertați-mă, cum a făcut paleologul, da? Paleologul absolut super. M-a întrebat, și 90 nu l-a obligat nimeni. Nu l-a obligat nimeni. M-a întrebat cineva ce să facă.
Păi zic, fă și tu ca... Zic, fă ca paleologul. M-am întrebat mulți ani de ce n-a făcut același lucru, fiind un om, ok, un om de caracter. N-a făcut același lucru pentru că... E greu. Nenorocise oameni. Hai că acum ca să nu... Paleologul nici nu nenorocise ai, pe nimeni. Ai devenit și mă întristezi. Să spun una bună, să zici un... Se zice un preot la Richelieu, da? Cardinal mare. Da, el un om foarte șmecherit așa, dar cu credință mare. Și întreabă, eminență, m-am săturat și preot de țară, muncesc, o duc rău cu banii, nu știu ce. M-am gândit și eu să fac o biserică așa, să devin și eu lider, m-am oprit de bani, ce să fac? Păi și foarte simplu, fă știu că Iisus Hristos mor și învie după 3 zile. Deci așa le zici la secăturile astea. Dacă vă să ajungă Carsten da. Eboca, să aibă viața lui. Să aibă viața lui. Și după aia să-i numere sacoul. Da. Să dea banii înapoi, să-l dea pe cât ți-a băgat în pușcărie, ce bani a făcut și până să-i ia să-i judece. Cine să-i judece? Unul care venea cu toate minciuni. Deci că ea se lăuda pe el să-l publice și făcea toate interviuri, ce turnătorii odioase și bani luați. Și până și nu merită să fie sunt. Dar cine ești, mă, tu să vorbești? Da. Un securist ordinar, da, un da, colaborator da. Care îți spune, ai colegi. Ai spus mai devreme, păi, măcar să taci. Măcar taci, dar nu știu de care, păi nu, cine ești, taci. O entitate, ești biserica, da, să stabilești tu că ești sfânt sau nu. Da. Lasă-i pe oamenii din conform dogmei ortodoxe, Sfântul Sinod e cea mai mare autoritate a unei biserici și a hotărât. Și lucrează sub pronia Duhului Sfânt. Ei hotărât cine suntem noi să... Absolut, absolut. Eu nu suntem părți în biserica asta și avem un cap căruia îi datorăm ascultare. Sinodul care e entitatea... Asta este teoria mea, că mai sunt întrebat de ce nu vreau să stau de vorbă cu ăștia care și-au făcut în interiorul Bisericii Ortodoxe Române și-au făcut ei BORSRL-uri de astea, așa? Au luat credința pe persoană fizică, dogma pe persoană fizică. Și zice, dom'le, dar de ce nu stai de vorbă? De ce nu te apreci asupra lor? Dom'le, eu nu mă plec asupra nimănui, pentru că eu mă consider, fără să se fi făcut vreo procedură sau fără să fi cerut nimeni asta, eu mă consider în ascultare. Eu datorez ascultare patriarhului meu. Corect. Punct, pa. Biserici. Care, dacă o greși, răspunde în mit. Nu în fața mea, ci în fața, judecătorului suprem. Fiind o organizare foarte bună și lăsată de Iisus Hristos și de sinoadele ecumenice, un sinod hotărăște soarta bisericii, nu o singură persoană. La noi nu ca la papă. Da. Adică, hai că greșește unul, să merge bunul Dumnezeu, să merge sinodal. Da, sigur că așa am ales și eu. Eu am ales să fiu atent la patriarh. Da. să nebunească un sinodal, să mă ierte. Adică, mai vrea pe unul cu capul, 80 de ani, mai Parkinson, mai... Sfânta treime, 1 plus 1 plus 1 fac 3, ai înțeles? Mai aveam cazul, nu vreau să dau nume. Da, din 50 și n-au toți greșit, Doamne, iartă-mă. Adică nu, toți călugări proveniți numai din zona monahală, nu. N-avem, de-aia noi n-am avut disfuncțiuni de genul ăsta. Dar deranjează când vine un așa zis cunoscător, de altfel un om de treabă. Da, aici răutatea asta și m-am uitat, m-am speriat la chip. Nu. O schimonoseală, ură. Era ceva, zice, doamne, dar stai, mă, ți-a luat ceva, ți-a băgat mâna în buzunar. Ți-a furat coniacul, că ai băgut coniac până acum. Ți-a luat țigările. Niciodată! Hai să ne păstăm echilibru. Eu mi-am pus bolul meu 4 ani din viața mea. Cercetarea, am pus-o la îndemâna tuturor. Intenția, demersurile în vederea canonizării. Arumat la stadiu, mai vedem. La ce stadiu? Este la stadiu, mai vedem. În același stadiu mai sunt și alți părinți? Da. Cine? Nu m-am interesat să cați vreo 12. Știi, vreo 12. Da. Dar nu, adică aproape de noi contemporan, toți ca să... Da? În ce constă cercetarea asta care se face? Păi, în primul rând, există un segment la patriarhie, aproape ca un departament, da, zi, care primește cereri din partea credincioșilor, că au fost anumitor diverse cereri. Și încep o investigație. O investigație aproape jurnalistică a vieții, a mărturiilor. Da. Și, până la timpul trebuie să curgă, nu faci un sfânt de pas pe mâine. Și, până la urmă, băi, am greșit. Da, clar, am înțeles. Îmi cer scuze că am descoperit că... Cum au pățit prin Grecia, n-are rost că... Da? Au pățit? Nu s-au grăbit, dar erau cât pe ce și ei. Urmă au găsit și altele și a zis, nu poți să faci, nu te juci aici cu... Da? E sfânt, nu e sfânt, mă ne cerem scuze, am greșit. N-am aflat... Da, că... trebuie să fie o decizie... Plus că timpul de dreptate, adică, da? Și evlavia populară. Eu sunt evlavia populară, sigur că da. Dacă poporul nu vrea, eu când aud de câte o minune...
Sunt sceptic. Pentru că știu că de multe ori se invocă minuni în vederea unor mici interese de astea comerciale. Ai devenit și noi loc de pelerinaj, hai să mai vină lumea și pe la noi, hai că uite avem și noi icoane. Da. Exact. Deci am privit cum izvoritoare de miri. Izvoritoare, că da. Plâng. Icoana are cum să plângă. Izvorăște miri ca un miracol. Nu plânge picoana. Asta e popular spus pentru babarada. Da, tot metaforic, da. Și am avut curiozitatea să stau de vorbă cu câțiva oameni care se duc la mormântul lui Arsenie Boca anual, își duc părinții bătrâni, își duc și care nu vorbeau neapărat de niște minuni în sensul în care până să ajungă acolo erau orbi, surzi, șchiopi și cocoșați și au plecat îndreptați și bă, nu. Dar mi-au spus despre starea lor. De liniște, de puritate. De liniște, da. De... Și mie mi-a spus mult. Și nu... Nu fără niciun lucru. Cu înclinații... Nu, mistice oameni, sau... Da, nu, oameni chiar normal și oameni în toate facultățile mentale. Au spus, doamne, în momentul în care pășești acolo, simți imediat. Eu sentimentul ăsta l-am avut când am fost la mormântul sfânt. La Ierusalim. La Ierusalim, da. Deci m-a curentat din cap până în picioare. Doamne, până și ăștia care nu cred în Dumnezeu recunosc că există locuri sacre. Da. Net. Adică sunt locuri, sunt prizlopul care așa, dacă ai zice, nu e, uite, sfințit, omul sfințește locul. Da. Sunt mai multe. Acum nu caut explicații de astea gen Ion Iliescu, inginer de apă, da? Sunt lucruri care ne depășesc nouă creierul. Sigur că da. Acum nu... Să luăm simțire. Da. Dacă nu-l pricepe noi și înseamnă că aia, că mă lase unici, domne, lumea nu credea, dar știi că există și alte civilizații și extraterești. Și eu ca bunica mea, ca babarată, i-a zis, bă, și ei n-au un Dumnezeu, deci nu mai păcălită, ei n-au... Da. Cât te duci, tot trebuie să fie un... Da, da. Nu? Da, mă rog. Padre, departe de a fi epuizat subiectul? Să ne ierte cei mai haboni sau așa, cu dozi mai mari de credință decât a noastră, că am avut așa... am și o problemă dentară, poate m-am și bâlbâit, dar am vorbit așa mai puțin academic, pentru că e pe înțelesul tuturor. Este pe înțelesul oamenilor. Dacă mă apucam acum document, uitați-le cum le am. Lasă, padre, cred că făceam ceva nu mai... Nu să țin un curs de dogmatică. Plictisitor, da. Dar încă o dată vă spun, sunt... s-au vândut, nu da, fac nicio reclamă. Le recomand. Cine vrea să le ia, e cu opt, discutată. Celor care... au un duel sau sunt foarte interesați de subiect, să citească. Și îi îndemn pe oameni, nu doar pe cei care sunt interesați de subiectul Arsenie Boca, dar îi îndemn pe cei care se uită la noi, orice i-ar interesa pe lumea asta să pună mâna să citească, pentru că toate se înnoadă pe la carte și pe la citit. Mulțumesc frumos, domnul profesor. Îți mulțumesc din suflet, pentru că, uite, mai... Mă întărim oamenii care au credințe în Părintele Arsenie Boca. Nu cum am văzut eu la televizor, dar până la urmă... E de sătul de... Da, da, cu puținătatea mea, știu că evlavia e din ce mai mare și lumea crede sfânt, deci și eu zic că cât am făcut pe lumea asta din toate lucrurile bune, am pus și acolo cărămei de la... Te bucură. Da. Deși n-au avut un tirat spectaculos, sau nu era cum să slăbești după rețeta Boca, cum apar prin ziare, ce a visat Boca ieri, adică... De asta, dar și că, uite, am făcut și eu un lucru, pe lângă toate păcatele mele, am făcut și eu niște lucruri. Cum să nu te înșele nevasta după sfaturile lui Boca, da? Da, cum să ai căsătorie fericită, să câștigi la 6 din 49, da, după rugăciunea lui Boca. Sunt nebuni. Padre, mulțumesc foarte mult. Eu îți mulțumesc din tot sufletul. Drum bun, diseară pleci la Alba Iulia, ai grijă de tine și să te întorci sănătos și cu folos de acolo. Să rămână mulțumesc. Doamne ajută! Doamne ajută!